vreau să te întreb câteva lucruri, pentru că noi, în urma dialogului de aseară, ne-am gândit să-ți propunem să te întorci în țară, ca să-ți faci actele, ca să se lămurească lucrurile. Înțeleg că e un gând care te bate să te întorci în România și noi chiar vrem să te aducem aici. Să se lămurească lucrurile. Da. În ce sens? Să se lămurească lucrurile pentru în sensul tine. În care tu să-ți vezi, să intri în posesia acelor lucruri pe care înțeleg că le ai. Apropo, doamna avocat Rodica Bucur zicea de un teren și o casă. Există și casa? Că Pietricica mi-a spus că nu există casă. Există. Nu, e ceva vechi, e ceva bătrânesc. În Călăraș. Județul Călăraș. Okay. Da. În care nu poți să locuiești, exact cum am vorbit, n-ai cum să locuiești. Am înțeles. N-ai cum să locuiești, că sunt două terenuri acolo. Da. Nu, sunt patru terenuri. Patru parcele. Bun. Da. Bun. Sunt însă și oameni acum care spun, iată, spunea doamna Rodica Kuznetsov, care a fost coautor al cărții împreună cu Israela, ce apropo de legată de viol. Că trebuie să fiu scos din societate. Nu, asta era Veronica. Aici era o chestie din carte. Veronica citea, nu era părerea ei. Nu era părerea mea, am citat. Două secunde. Psihopat. Hai să analizăm puțin ce înseamnă. Hai să dăm o notă profilului psihopatului, ok? Te rog. Psihopat, atât timp cât noi stăm de vorbă cu cineva, face to face, față în față, nu? Eu stăteam mai adineaur și râdeam, aveam cu cineva în față. Deci nu e paranoia, nu e absolut nimic. Îl aveam în față, doar că simteam că timp că am nevoie să vorbesc cu cineva. Înțelegi? Mă înțelegeți? Simt nevoia să vorbesc cu cineva. Simt nevoia să fiu auzit. Degeaba e libera exprimare dacă noi nu suntem ascultați și nu luați în considerare. Avem și noi gândurile noastre, avem ideile noastre, avem visurile noastre, avem speranțele noastre, ca noi toți oamenii. Avem și trăim cu o speranță. Așa e. Speranța de a fi fericit, Cristi, dragilor mei. Da, Liviu. Ceea ce voiam să rețin din ceea ce s-a spus mai devreme, a intrat și Ionuț și a ieșit fostul șofer, este că tu erai lapte și miere, dar au fost momente în care izbucneai, cum a fost atunci cu turiștii. Adică se pare că ai avut și tu momentele pe care și Israela le-a acuza. Despre asta se vorbea mai devreme. Da, nu. Cristi, scuză-mă că aici mă bag eu, Liviu, scuză-mă puțin. Astăzi am avut o discuție și nu numai astăzi, mi-a spus ceva foarte important. Îmi dai voie să spun, Liviu? Lasă-l, te super dacă te spun? Te rog. Mi-a spus, Cristi, eram provocat. Da. Bun, perfect. Lasă-l pe el să spună. Cum e cu povestea asta? Două secunde. Eu nu vreau să lovesc, n-am lovit niciodată într-un om care nu se poate apăra. Mai ales în numele și în prestigiul acelei persoane. Da. Niciodată. Mai ales eu că am fost bătut și rupt mort. Deci eu eram o mămâie și bătut de către multe alte persoane la piață. Da, ok, asta e partea a doua. Liviu, dă-mi voie să spun ceva, nu pot să nu intervin. Eu nu sunt un om care să întrerupă vreodată pe cineva, dar mi se pare de-a dreptul uluitor. Un om care a fost făcut un an întreg pe toate posturile, la atâtea emisiuni, psihopat și în toate felurile posibile, vine și ne spune nouă aici, eu nu pot să dau într-un om care nu se poate apăra. Acesta este psihopatul de care vorbim. Liviu, mai indignată decât cu mine pentru tot ce s-a întâmplat în toată perioada asta, nu mai văzut vreodată reacționând așa de vehement. Am suferit pentru fiecare emisie în care Liviu a fost făcut psihopat, pentru că nu am considerat că e un abuz imens. Nimeni de pe lumea asta nu poate decide și veni public să spună că o ființă umană e psihopată, sunt niciun fel. Și ați văzut ce răspuns a dat? Dumnezeu să o ierte. Israela este cea care a venit și a spus, el corespunde profilului. Știu, nu judecă. Dar ați văzut cum a spus un om care a fost acuzat un an la
ora 6, la ora 8, la ora 12 noaptea, un an întreg. Ați văzut cum a răspuns. Eu nu lovesc într-un om care nu se poate apăra. Liviu.